dumneavoastră cei 20 de milioane aproximativ de cetățeni, care sunteți acționarii unei mari companii SA, denumită România SA, adică sunteți acționarii acestei țări, acestui stat român. Dumneavoastră ar fi trebuit să știți, odată pe trimestru sau măcar în cel mai rău caz odată pe an, ce s-a întâmplat cu banii dumneavoastră. Toate aceste cifre pe care le veți vedea în această seară, le veți auzi, le vom nota împreună ca să le țineți minte și dumneavoastră acasă vi le puteți copia ca să aveți o mai bună părere despre bugetul propriu, despre banii din buzunarul dumneavoastră. Bani care au fost odată în buzunarul dumneavoastră sau puteau fi, dar în acest moment sunt în buzunarele celor aproximativ 1000 de persoane care v-au condus, care v-au guvernat, pe care dumneavoastră i-ați votat, pe unii dintre ei chiar i-ați adorat, în mulți dintre ei v-ați pus speranțe, dar este sigur cu toții v-au furat. Vi s-a tot vorbit de foarte mult timp încoace doar de procente. Vi s-a spus despre PIB, vi s-a spus despre deficit, vi s-a spus despre datorie. Vi s-a vorbit de foarte mulți termeni pe care mulți dintre dumneavoastră presupun nici măcar nu i-ați înțeles. Cu toate astea, ați acceptat aceste termene, ați acceptat că România este în criză fără să știți adevărul. Ați acceptat să trăiți cu o pensie de 100 de euro sau cu un salariu de 200 de euro fără să știți adevărul, fără să știți ce salarii puteau să vi se ofere. Ați trăit cu impresia că v-ați născut într-o țară bogată, așa v-au spus cei mai în vârstă, părinții și bunicii dumneavoastră, dar în această seară veți vedea că exact așa stau lucrurile, că dumneavoastră chiar trăiți într-o țară bogată. Nu v-ați întrebat poate niciodată de ce polonezii, cehii sau sârbii au salarii și pensii de 5-6 ori mai mari decât ale dumneavoastră. Există totuși un răspuns în aceste documente, în aceste hârtii. De când mi-am anunțat intenția de a conduce această țară, de atunci s-au întâmplat foarte multe lucruri și în jurul meu, sigur și în jurul dumneavoastră și în general în eșichierul politic. De atunci însă primim și probabil simpli gazetari sau simplul gazetar Dan Diaconescu nu avea cum să le obțină vreodată. Sunt hârtii secrete, ștampilate de serviciile secrete sau de o parte a serviciilor secrete românești, cât a mai rămas și din ele. Sunt hârtii care atestă adevărul în sfârșit despre cifrele contabile sau adevărul despre banii dumneavoastră. Pentru prima oară în această seară nu vom mai vorbi despre procente, nu vom mai vorbi despre cât la sută din PIB trebuia să aveți dumneavoastră la sănătate sau la învățământ și vezi, Doamne, din cauza crizei nu aveți. Vom vorbi despre cifre concrete, vom vorbi despre banii dumneavoastră, fiindcă trebuie să comparăm în sfârșit această țară ca pe o mică sau mare familie, ca pe o mică sau mare gospodărie, ca pe o mică sau mare companie cu foarte mulți acționari, pe semne, peste 20 de milioane de acționari. Nu știm încă rezultatele recensământului, dar ne așteptăm ca această cifră să fie undeva în jurul a 20 de milioane de persoane. Sigur că români pe planeta asta sunt probabil 30 de milioane de persoane, dar noi ne adresăm în primul rând celor care au drept de vot, celor care au actele în regulă și celor care sunt responsabili și celor care desigur au plătit pentru acest jaf comis de politicieni. Cu alte cuvinte, în România sunt foarte, foarte mulți bani, dar ei v-au fost furați. Vă vorbeam acum aproximativ 10 ani despre rating, despre audiențele de televiziune. Această sintagmă intra la momentul respectiv în casele dumneavoastră prin intermediul emisiunii preferate, prin intermediul OTV-ului, prin intermediul Televiziunii Poporului. Mulți n-ați înțeles în acea seară ce înseamnă rating. Mărturisesc, nici măcar eu acum 20 de ani, când aflam de acest termen, nici măcar eu nu știam exact ce presupune. Ușor, ușor, cu timpul, de la porecla dată subsemnatului, de rege al ratingului sau rege al audienței, până la tot felul de expresii legate de rating, că ziariștii sau anumiți oameni de televiziune ar face totul pentru rating, că politicienii ar face ceva pentru rating și așa mai departe, tot felul de sintagme create în
jurul expresiei rating au început să circule prin România. Mi-aș dori ca și din această seară, după ce eu vă voi vorbi în premieră totală de televiziune, dar și într-o premieră totală a națiunii noastre despre aceste cifre, să de asemenea, din gură în gură, să le dați mai departe și peste câțiva ani, 2, 3 sau 5 ani, cu toții să le cunoașteți și să aveți exact definiția acestor termeni, să știți în fine ceea ce înseamnă PIB, să știți în fine ceea ce înseamnă bani la un buget sau ceea ce înseamnă deficit sau datorie. Astfel încât, atunci când veți merge la vot, să fiți mult mai bine pregătiți și să acționați în consecință, fiindcă o să vedeți, este foarte, foarte important să aflați exact ce bani dețineți. Dumneavoastră știți destul de exact ce bani aveți acum în buzunar, uitați-vă în buzunarul dumneavoastră și veți vedea ce bani aveți în portofel. Vă uitați în cont, în cazul în care nu știți ce bani aveți, știți bine cu siguranță ce datorii aveți, dar trebuie să aflați în această seară, sau măcar din această seară încolo, că pe lângă toate aceste sume, dumneavoastră mai aveți niște bani. Foarte, foarte mulți bani, bani pe care îi dați după fiecare vot spre administrare unor cetățeni. Cetățenii care v-au administrat averea în ultimii 22 de ani încoace sunt cam aceiași, aproximativ aceleași 1000 de persoane, din care cam 600 de persoane chiar mânuiesc banii dumneavoastră, semnează ordine de plată sau încasează anumite sume. Drama este, și o să constatați în această seară, dincolo de vorbe, dincolo de acel comision despre care se știa de parandărât, drama este că din acești bani pe care dumneavoastră i-ați dat spre administrare unor cetățeni, unor așa ziși oameni politici, banii aceștia au dispărut într-o proporție de masă. Vi s-a vorbit despre faptul că bugetul de stat este unul, că bugetul consolidat este altul, că PIB-ul României este o altă sumă și că deficitul, vezi, Doamne, de 3 sau de 4% din acest PIB, sau viitorul deficit de 0,5% sau de 1% din PIB, acest lucru se datorează crizei. O să aflați cu stupoare că aceste deficite, aceste datorii uriașe pe care România le-a acumulat de 22 de ani încoace, se datorează numai și numai celor care v-au administrat afacerea. Cu alte cuvinte, dumneavoastră, cei 20 de milioane aproximativ de cetățeni, care sunteți acționarii unei mari companii SA, denumită România SA, adică sunteți acționarii acestei țări, acestui stat român, dumneavoastră ar fi trebuit să știți, odată pe trimestru sau măcar, în cel mai rău caz, odată pe an, ce s-a întâmplat cu banii dumneavoastră. Numai că după ce dumneavoastră i-ați votat pe politicieni, aceștia s-au întors cu spatele la dumneavoastră, au început să vă numere banii în secret, au început să-și tragă din ei sume din ce în ce mai mari, astfel încât dumneavoastră ați început să nu mai aveți din ce bani să vă încasați salariile ori pensiile. Fenomenul a luat amploare după anii 1992, 93, 94, când și politicienii și-au dat seama că dumneavoastră nu vă sesizați, nu vă prindeți de furăciune, și atunci au continuat, au exagerat cu aceste fapte, astfel încât deja lucrurile au ieșit din orice fel de, o să vedeți, din orice fel de așteptare. Nimeni pe glob nu cred că poate fura atât cât poate să fure politicienii români. Nu puteți dumneavoastră munci cât pot ei fura, ca să parafrazăm alte vorbe spuse recent. O să observați cum, dintr-o țară care putea fi foarte, foarte bogată, poate chiar pe locul 7 în Europa, am ajuns acum pe ultimul loc în Europa. Spun că putea fi pe locul 7, cel puțin, dacă nu pe locul 6, fiindcă noi avem totuși încă, mai avem o populație numeroasă față de alte țări europene, adică locul 7 suntem în Europa, din punctul de vedere al numărului de locuitori, și de asemenea suntem locul 5 în Europa, un alt criteriu important, din punct de vedere al suprafeței agricole. Dacă facem o medie aritmetică, locul 5 plus locul 7 împărțit la 2, ar trebui să fim pe locul 6 dacă am fi avut niște politicieni gospodari. Deci nu neapărat niște politicieni extraordinari. Dacă am fi avut niște politicieni nemaipomeniți, performanți, cum au multe țări, ar fi trebuit să fim undeva mai sus decât ne-a lăsat Dumnezeu, adică undeva pe locul 5, nici măcar pe locul 6 sau 7. Am stabilit așadar că dacă am fi avut niște politicieni normali, trebuia să fim pe locul 6 sau pe 7. Dacă am fi avut niște politicieni străluciți, trebuia să fim pe locul 5
5 sau pe 4 sau cine știe, poate chiar mai sus. În schimb, am avut cei mai proști politicieni posibili la nivel european și cei mai mari hoți, astfel încât deținem ultimul loc pe această hartă a Europei, cu câte state mai apar în plus în Europa, din cauza fărâmițării statelor mai mari, noi tot pe ultimul loc suntem. Așadar, n-am avut și noi șansa măcar să întrecem Albania sau Bulgaria în acest clasament. Asta ca să vă dați seama ce hal de politicieni ați putut avea în ultimii 22 de ani. Mergând mai departe pe firul acestor dezvăluiri, trebuie să aflați că România poate fi administrată exact sau fix ca pe o companie mai mare sau mai mică de afaceri. Vorbind de o companie, o să vedeți cu o cifră de afaceri de aproximativ 250 de miliarde de euro, o companie măricică, sigur că o companie destul de mică în comparație cu multe alte companii private ale lumii, companiile de calculatoare celebre, companiile petroliere mari ale planetei au cifre de afaceri sau companiile de băutură coritoare au cifre de afaceri de mii de miliarde de euro sau de dolari. Noi avem o cifră de afaceri de 250 de miliarde de euro, ceea ce ne plasează undeva, ca țară vorbesc acum, ca și companie, undeva la jumătatea topului planetar, repet, dacă considerăm țara noastră, familia noastră, ca pe o companie, repet, de tip SA, cu foarte mulți acționari, cu 20 de milioane de acționari, acționari care aș vrea din această seară, cel puțin, dacă 22 de ani în ultimii 22 de ani nu au realizat, ca din această seară să realizeze exact pe ce bani stau și să vedem dacă acea vorbă din bătrân cu munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă, este reală și mai ales de ce. Prin urmare, așa după cum știți și după cum mă cunoașteți de foarte mult timp încoace, de aproape 15 ani de când tot apar la televizor, s-au spus despre mine tot felul de lucruri, dar dincolo de spuse, dincolo de afirmații, unele contradictorii, altele lansate oficial de către organe ale statului român, ați văzut foarte bine ceea ce am reușit să fac din mica televiziune OTV, ceea ce am reușit să fac din ziarele pe care le-am condus de-a lungul vremii, ceea ce am reușit să fac din companiile pe care le-am administrat sau în care sunt acționar majoritar, în care am avut un cuvânt de spus. Puteți să vedeți și clasamentul acestor companii în România, cel puțin una din cele patru companii ale mele conduce autoritar clasamentul companiilor mici și mijlocii din România și o să vedeți și cu ce cifre, chiar în pofida crizei. Și ca să mergem și în cealaltă latură, în cealaltă extremă, să dăm cuvântul și adversarilor mei, spunea reprezentantul parchetului DNA al Direcției Naționale Anticorupție, prin vocea procurorului șef, procurorului general, printr-o hârtie semnată și ștampilată, depusă la cele mai înalte foruri, că Dan Diaconescu, altfel un nenorocit de ziarist, are totuși un fel de geniu în lumea afacerilor, spunea asta, chiar procurorul care m-a arestat, văzând cifrele contabile ale companiilor mele și observând, după multe controle ale gărzii financiare, reamintesc că garda financiară, prin toți controlorii ei, peste 100 de persoane, atâția cel puțin sunt angajați la garda financiară București și aici la sediul central al gărzii financiare România, toți acești 100 de oameni au locuit în sediul nostru aproape 6 luni de zile, imediat după arestarea mea, la sfârșit nici măcar o amendă de 10 milioane de lei, acea clasică minimă amendă, n-au putut să o dea. Prin urmare, toate cifrele contabile ale companiilor noastre au fost, să spunem așa, impecabile din punct de vedere al acestui stat, așa cum este el, o să vedeți, un stat mafiot, și prin urmare, dacă și procurorii care mi-au vrut gâtul sau libertatea spun că mă cam pricep la aceste afaceri, atunci trebuie să mă și credeți pe cuvânt în orele care vor urma și să vă notați cu atenție, fiindcă undeva spre partea a doua emisiunii noastre, spre finalul emisiunii, știm bine cum începe emisiunea noastră, nu știm niciodată cum se termină, undeva spre final vă voi arăta și soluțiile, vă voi spune ceea ce trebuie făcut din punctul meu de vedere. Când zic din punctul meu de vedere, e vorba în primul rând de punctul de vedere al consultanților mei financiari, fiindcă cât de deștept m-ar crede pe mine procurorii, ori adversari mei
săi sau cât de deștept s-a văzut că sunt în cazul unei televiziuni începute cu o investiție minoră de $300.000 la vremea respectivă, o televiziune care a ajuns acum să posede active de peste 100 de milioane de euro, o televiziune care a ajuns să valoreze foarte, foarte mult, chiar și, repet, în aceste vremuri de criză, sau în cazul celorlalte companii ale mele, repet, ar fi fost nimic această pricepere, această experiență, fără sprijinul acestor consultanți internaționali, consultanți financiari. Mai trebuie să știți că tot timpul guvernanții dumneavoastră, că nu pot să zic că sunt ai mei, fiindcă eu n-am participat ca și mulți dintre dumneavoastră la vot în ultimii 10 de ani, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să participăm la alegerile următoare, într-un număr cât mai mare. O să revin și la această temă. Spuneam așadar, guvernanții vor vorbi despre faptul că noi trebuie să învățăm din exemplul țărilor europene, țări acele puternice, 5 sau 7 țări din Europa. Trebuie să știți însă că la nivel planetar, oamenii deștepți sau oamenii cu adevărat informați, ori oamenii care vor binele țărilor lor, nu mai urmează de mult exemplul german, Germaniei, Franței, ori Marii Britanii. Dumneavoastră știu și am văzut și eu ce vi se prezintă la televizor și ce vi se prezintă în ziarele pe care eu sau la televiziune pe care eu nu le controlez, ce vi se prezintă în televiziunile pe care le controlează cei din PDL sau cei din USL. Vi se prezintă, repet, această realitate că țările europene, marile țări europene dezvoltate, o duc foarte rău din pricina crizei. Vezi cazul Spaniei, Italiei, Franței și așa mai departe. Și că toate aceste țări care au, vezi, Doamne, un deficit de 3 sau de 4% sau de 0,5%, adică au o pierdere a acestor companii, să nu mai vorbim în acești termeni, cel puțin din această seară încolo, spuneam că România nu poate să facă altceva, fiindcă exemplul acestor țări, totul este pe ducă, vine sfârșitul pământului, criza este lângă noi, este în mijlocul nostru și nu mai putem fi salvați. E bine, trebuie să știți că este o imensă minciună această teză, fiindcă trebuie să știți că pe glob, în afară de aceste țări, repet, considerate la un anumit moment dezvoltate, era o epocă, a fost ai lele cât ai fost, cum se spune, când Spania, Italia, Franța sau Marea Britanie încă reprezentau ceva pentru, repet, oamenii de afaceri serioși și informați, pentru investitorii capabili și, repet, pentru administratorii țărilor respective, administratori cu scaun la cap, e bine, s-au dus acele vremuri când aceste țări reprezentau ceva. Toți administratorii capabili de țări, fiindcă nu aș vrea să-i mai denumim prim-miniștri sau președinți, depinde de țară și de sistemul politic, în anumite țări conduc prim-miniștri, în alte țări conduc președinții, la noi, ați văzut, deși suntem o țară parlamentară care ar trebui să fie condusă de un premier, la noi conduce un președinte. Sunt alte țări în care știți doar numele premierului, Italia sau Germania, habar n-aveți nici măcar cum se cheamă acel președinte al acelei țări. Deci depinde de sistemul politic, asta însă mai puțin contează, dar i-aș numi pe acești oameni administratori de țară, pe acești președinți sau premier după caz, sau administratori de mari companii naționale în care tot poporul respectiv este acționar. Spuneam, acești administratori adevărați de țară, oameni care citesc, oameni care călătoresc, oameni care se informează zi de zi și ceas de ceas, nu se mai uită de mult la aceste țări, vezi, Doamne, puternic industrializate din Europa, ci se uită la țările denumite BRIC, da? Deci BRIC de la brichetă, ca să fiți familiarizați cu termenul, e vorba de inițialele unor țări, B, R, I, C. Din BRIC, acum un an, s-a format BRICS, o să vă explic exact tot ceea ce înseamnă, fiindcă e bine să vă familiarizați cu aceste termene și de mâine prin tramvaie, prin autobuze, ori prin mijloacele proprii de transport, ori atunci când vă întâlniți cu parlamentarii dumneavoastră pe care i-ați votat sau cu primarii dumneavoastră, ori cu consilierii locali sau județeni, nu mai zic de miniștri sau președinte de țară, ori prim-ministru, tuturor să le spuneți acest lucru, că ați aflat în această seară de la televizor, de la Diaconescu, că există țările BRIC, adică Brazilia, Rusia, India, China, țări la care s-a adăugat de grabă Republica Sud-Africană și țări care nu se limitează doar la acest număr care
dă denumirea organizației, deci țările BRIC, actuale BRICS, merg ca focul, toate aceste țări duduie, în toate aceste țări duduie economia, salariile și pensiile cresc de la un an la altul și deși există, vezi, doamne, această criză mondială, trebuie să știți că în țările acestea BRICS nu există niciun fel de criză, ci dimpotrivă există o creștere economică extraordinar de mare. Dacă vi s-a vorbit despre faptul că Germania, condusă, vezi, doamne, așa de bine de Angela Merkel, are o creștere sau va avea o creștere economică de 3% sau de 4%, trebuie să știți că în țările BRICS este o mare rușine să ai doar o creștere economică de 3 sau 4%. În țările BRICS se vorbește de o creștere economică de 7%, de 8%, de 9%, repet, în acest an de criză. Deci trebuie să știți că există țări pe această planetă, de la care trebuie să învățăm. Există țări al căror model trebuie să-l copiem, numai că nu e vorba de Germania, de Franța, nici măcar de America. E vorba de aceste țări, notați-vi-le acasă. Eu le știu pe din afară, fiindcă în fiecare zi mă informez ceea ce se întâmplă în aceste țări, să spunem așa, le visez și noaptea. Brazilia, deci în primul rând, țineți minte această țară, Brazilia, care la anul, vă spun cu certitudine, va întrece Marea Britanie în toate clasamentele. Brazilia este adevărat și o țară foarte întinsă, este o țară cu număr mare de locuitori. Trebuie să știți că țările care au număr mare de locuitori sunt avantajate tot timpul în așa zisul nivel de trai, o să vorbim și despre el. Pe noi ne-a lăsat Ceaușescu cu o populație destul de mare, populația însă începe să scadă, este un alt genocid pe care l-au făcut politicienii în ultimii 22 de ani și numai pentru acest lucru ei ar trebui băgați un pic la închisoare. Trebuie să știți că populația trebuie să fie cât mai numeroasă și cât mai tânără, pentru ca toate aceste cifre de care vă voi vorbi imediat să fie cât mai bune, ca dumneavoastră să aveți salarii și pensii cât mai mari, fiindcă asta ne interesează în final. Populația țării în care trăiți trebuie să fie cât mai mare, ca piața de desfacere să fie cât mai mare, ca cumpărătorii să fie cât mai mulți și de asemenea populația să fie cât mai tânără, fiindcă evident că cu cât oamenii sunt mai tineri, cu atât vor fi mai mulți atunci când noi, cei de astăzi, vom ieși la pensie. Cu atât vor fi mai mulți plătitori ai pensiilor, deci cu atât mai mult se va putea plăti o pensie cât mai mare. Cât că este destul de natural și de logic, numai că ați văzut, politicienii noștri au făcut totul pe dos, au încercat să nu ajute mamele care nasc copii, au încercat să taie toate ajutoarele de maternitate, toate ajutoarele noilor mămici. Îl mai țineți minte pe Traian Băsescu, dacă nu v-am pregătit momentul în care Băsescu spune suntem o țară doar de mămici. Pentru această declarație cred că putea fi arestat pe loc într-o altă țară emergentă, cum se spune, dar nu vreau să vă încurc cu acești termeni de specialitate. Țările emergente sunt țările care se dezvoltă în continuu, se dezvoltă țările care nu simt criza, fiindcă nu este niciun fel de criză, este doar o gogoriță introdusă în anumite state ale lumii, astfel încât în acele state să scadă totul, să scadă economia, astfel încât, desigur, după aceea investitorii veroși, răi, investitorii rapace să vină să cumpere pe nimic cât a mai rămas din economia țărilor respective. Nu intrăm acum în aceste amănunte legate de oculta mondială, e bine să știți doar atât că, repet, există țări pe glob care merg foarte, foarte bine, țări care plătesc pensii din ce în ce mai mari și salarii din ce în ce mai mari. Ca să închei exemplul cu populația tânără, trebuie să știți, vă spun de pe acum, dacă mai aveți bani, deși știu că sunteți înglodați toți în datorii și aveți mult de suferit de pe urma afacerilor pe care le-ați început în ultimii 20 de ani în România, trebuie să știți că puteți investi de pe acum în lira turcească, fiindcă vă spun de pe acum, Turcia va fi o mare forță economică a planetei, fiindcă există un clasament al categoriilor de vârste, al vârstei populațiilor și dacă te uiți pe acest clasament, știi ce președinte de țară sau ce premier trebuie să arestezi, vorbim acum la nivel planetar, sau știi pe cine trebuie să îndepărtezi și pe cine trebuie să lauzi și pe cine trebuie să urmezi ca exemplu. Trebuie să știți așadar că populația Turciei are o medie de vârstă incredibilă, dar adevărată. E vorba de 22 de ani. Deține primul loc pe planetă din acest punct de vedere, fiindcă veni vorba. Dumneavoastră mă puteți întreba, apropo, la SMS 1333 tot ceea ce doriți să aflați sau tot ceea ce nu înțelegeți sau tot ceea ce mai vreți să vă spun în continuare.
Fiindcă de un an și jumătate, de când am intrat în această luptă, în această bătălie, de mulți chiar neînțeles, nici eu uneori nu mă înțeleg, de ce la ora aceasta nu sunt pe faimosul și luxosul meu iaht undeva în țările calde pentru a petrece aceste sărbători. Îl spuneam, nici măcar eu nu mă înțeleg, dar aminte mulți dintre apropiații mei, dar repet, dacă tot am intrat în această luptă, e bine să o ducem până la capăt cu orice risc, cu orice efort, chiar dacă, repet, după aceste cifre s-ar putea să am, inclusiv eu personal, probleme, nu mai spun de dumneavoastră, ci aproape 1 milion de susținători ai mei, ai noștri, ai televiziunii poporului. Spuneam așadar Turcia, ca să nu uit ideea, în cazul care uit să-mi aduceți dumneavoastră aminte, prin mail-ul ddd@rondandiaculescu.ro sau prin SMS 1333, spuneam că Turcia are pur și simplu o medie de vârstă fantastică de 22 de ani din acest motiv și numai din acest motiv, adică este suficient să deții controlul, să deții puterea la acest capitol și cu siguranță economia țării tale va dudui, e adevărat, la un moment dat, presupun că atunci când această generație de 22 de ani ai turcilor va avea undeva 30 sau 40 de ani, presupun că Turcia va fi sau se va bate cap la cap cu aceste țări puternice la momentul respectiv. De aia trebuie să învățăm de la aceste țări care au reușit sau care au reușit sub ochii noștri și să uităm un pic, măcar 10 ani de acum încolo, exemplu negativ al țărilor pe care le-am copiat cu sau fără voia noastră, fiindcă și aici va trebui să discutăm de ce ne-au trădat atât de tare politicienii români, de ce au vrut să copieze sau de ce au vrut să asculte doar de cei mai, să spunem așa, răi administratori ai acestei planete. Fiindcă, așa cum v-am spus, pe această planetă sunt probabil, să spunem așa, foarte aproximativ 200 de administratori de țări. Trebuie să știți că 10, 15, 20 dintre ei sunt chiar grozavi, adică și-au dus țara mai sus decât țara își putea permite sau decât Dumnezeu lăsase acea țară. Alții 30-40 dintre acești administratori de țări au lăsat țara cam pe acolo pe unde lăsase Dumnezeu și alți 100 trebuie să știți că și-au trădat serios țara și și-au dus-o mai jos decât o lăsase Dumnezeu. Evident, pentru a fi un echilibru la nivel planetar, când cineva câștigă, trebuie și cineva să piardă. Când Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud câștigă, evident că trebuie să piardă Franța, Italia, Spania, America chiar sau alte țări. Așadar, să nu ziceți că nu v-am spus, eu poate mor mâine, poi mâine după această emisiune, poate că o să fiu asasinat, poate scap, dar credeți-mă, undeva peste 20 de ani clasamentul mondial va fi cu totul și cu totul altul, pe lângă China, care desigur toată lumea o vede în frunte, pe lângă China va fi cu siguranță Brazilia, va fi cu siguranță India, va fi cu siguranță Turcia, va fi cu siguranță Rusia și cred că nu prea o să mai auzim foarte mult sau foarte tare de Italia, de Spania, poate chiar nici măcar de Franța sau de Marea Britanie. Dar sigur, aici o să-mi spuneți, mai trăim și mai vedem cine a avut dreptate și cine nu. Eu atât mai vreau să vă spun la acest capitol introductiv, poate prea lung, fiindcă așteptați aceste cifre zguduitoare. Spuneam așadar că există administratori pe planetă de țară mai buni sau mai răi. Sigur, depinde și de cât de bine informate sunt acele națiuni când merg să voteze. Dar cu siguranță trebuie să știți că țările care merg foarte bine din punct de vedere economic, deci care plătesc pensii și salarii din ce în ce mai mari, fiindcă asta este cheia succesului, aceste țări sunt administrate în general de oameni tineri, în general de oameni care au studiat foarte mult, chiar dacă nu neapărat au diplome, dar care s-au interesat la colegi care au studiat foarte mult. Aici, sigur, trebuie dat exemplu universităților mari la nivel planetar care dau asemenea specialiști, Universitatea Harvard, Universitatea Oxford, Cambridge și toate celelalte de care dumneavoastră știți. Trebuie să cunoașteți că de la premierul Georgiei, care a făcut din Georgia o țară de asemenea emergentă, până la premierul Albaniei, care numai în 3 ani de zile Albania era atât de în urma noastră încât nici nu se vedea, iar acum Albania este mult, mult, mult în fața României la absolut toate capitolele. Trebuie să știți că acești premieri tineri, premierul Republicii Muntenegru, trebuie să știți că sunt toți oameni în jur de 40 de ani, între 38 și 50 de ani, oameni care cu toți au studiat în străinătate, oameni de afaceri, oameni pur și simplu de afaceri, oameni care puteau conduce oricând o companie ca Apple sau ca Coca-Cola, o companie mare a planetei, dar dintr-un motiv sau altul au preferat să conducă compania denumită țara lor. Din orgolii
de multe ori, din vanități, alte ori pur și simplu, fiindcă așa a vrut poporul respectiv, dar credeți-mă, niciodată nu trebuie să puneți în fruntea țării, sau măcar de acum încolo, în aceste perioade complicate, oameni care nu se pricep la nimic, oameni care, dacă n-ar fi în politică, n-ar avea servici, oameni pe care nu i-ar angaja nimeni. Nu trebuie să mai dăm exemple în această seară atât de specială, dar mergeți puțin cu ochii minții, cu privirea către politicienii care au condus România în ultimii 22 de ani și spuneți-mi pe care dintre ei, dumneavoastră, dacă ați avea un SRL, dacă aveți un SRL, încă 400.000 de români mai au SRL, am în față aceste evidențe. Nu știu cât de mulți o să mai aibă SRL, din păcate și la anul pe vremea asta, la felul în care merg lucrurile. Spuneam, care dintre dumneavoastră, la ce SRL al dumneavoastră, și v-aș ruga chiar să-mi răspundeți acum la SMS 1333, care i-ați angaja pe cei ce au condus România în ultimii 22 de ani, care i-ați angaja să vă administreze SRL-ul dumneavoastră? Și dacă da, să zicem că printre dumneavoastră sunt oameni care l-ar vedea pe Emil Constantinescu, Ion Iliescu, Traian Băsescu și așa mai departe, ca să dau exemple doar al președinților, pot să mă duc și la exemplu de prim-miniștri, pe care dintre ei, dumneavoastră, i-ați vedea în fruntea SRL-ului dumneavoastră așadar, sau în fruntea ESA-ului, dacă aveți o companie mai mare, și cum credeți că ar fi arătat compania dumneavoastră administrată, repet, de acești oameni, ca să nu dau exemplu doar de președinți, să nu credeți că sunt subiectivi, să mergem repede pe criteriul premierilor României, fiindcă România, repet, e o republică mai degrabă parlamentară decât prezidențială. România este o republică care, mor în mare, ar trebui să fie administrată de premier, dar în realitate ea a fost administrată de președintele țării. Așadar, spuneți-mi repede că pe ce ne aducem aminte, dacă a spune în fruntea SRL-ului dumneavoastră pe un om ca Petre Roman, Victor Ciorbea, Radu Vasile, Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Emil Boc și ceilalți premieri pe care i-am avut. Credeți-mă, pe acest studiu extrem de științific și de bine documentat, toți politicienii pe care am avut, dar culmea, chiar toți, dar absolut toți, nici măcar n-a fost o excepție norocoasă, niciunul nu s-a priceput la ceea ce îndeopște se numește domeniul acesta afaceri. Niciunul n-a fost om de afaceri, niciunul n-a administrat în viața lui o companie, niciunul n-a creat în viața vieților lui vreun loc de muncă, niciunul n-a trebuit să dea vreun salariu sau vreo pensie la sfârșitul lunii, niciunul dintre ei, repet, nu și-a îndestula, să spunem așa, familia înainte de a intra în politică, niciunul n-a investit în vreo afacere nimic, niciunul n-a luat niciun credit niciodată în viața lui pentru firma lui, să gajeze cu apartamentul sau cu casa lui, ori cu terenul lui, și dumneavoastră, culmea culmilor, după ce că ei nu se pricepeau la nimic, i-a spus să vă administreze cea mai mare afacere din această zonă, denumind, repet, afacerea România S.A., dacă vreți, România Țara Mea. Repet, în România, pe lângă statul român, pe lângă această țară care desfășoară afaceri de 250 de miliarde de euro pe an, există diverse alte companii, mai mici, mai mare niciuna, deși în curând, la cât de rău merge România, s-ar putea ca țara românească să fie întrecută de companii care periodic sau dintr-un motiv sau altul vin și fac afaceri pe teritoriul României, s-ar putea să ajungem chiar de râsul acestor companii. Mergem la perdele. Noi la jucării. Îmi duc și-o sus. Deci asta este magazinul universal Dragon Roșu. De la 9 la 9 seara. Și duminica. Bă, frate, ăștia au prețuri ca pe vreo. Înceapă vizita oficială. Ce avem noi aici? Așa da, tovar. Te-i, Dili Costele? Să se consemneze, tovar. Veniți în fiecare zi, de la 9 la 9 seara, să înfăptuim revoluția comerțului la noul magazin universal Dragonul Roșu. Noul magazin universal Dragonul Roșu. Cheltuiești mai puțin, cumperi mai mult. S-ar putea să deținem în curând o țară mult mai mică decât companii care activează pe teritoriul țării. Și atunci să vedeți probleme adevărate, nu ceea ce trăim astăzi. Prin urmare,
Am făcut, cred, un scurt istoric ca să ajungem la ziua de astăzi, o zi poate fatidică pentru destinul multor politicieni care au activat în ultimii 22 de ani. O zi poate extraordinar de frumoasă pentru dumneavoastră, care în sfârșit aflați ce bani ați avut, câți bani mai aveți și ce bani urmează să mai aveți în lunile următoare sau în anii următori. Asta depinde doar de dumneavoastră. Mai vreau să vă spun doar atât, înainte de a trece la cifre și la calcule exacte și la definiții pe care v-aș ruga să le notați. Eu am pregătit aici câteva instrumente de scris, aveți și dumneavoastră, dacă se poate, acasă, câteva hârtii, un pix, un creion, o carioca, tot ceea ce deține, sau un calculator pe care să notați și să aflați adevărul goluț. Fiindcă dumneavoastră trebuie să mai știți ceva, cu toate aceste dezavantaje groaznice pe care le-am avut, cu toate aceste ghinioane în lanț de a pune în fruntea afacerii noastre cei mai proști administratori pe care i-a avut vreodată România, dar și pe care cred că i-a avut această zonă europeană, mai trebuie să știți că de bine de rău în România a mai rămas destul. Adică nu a fost furat chiar totul, adică ne-a lăsat Dumnezeu, sau dacă vreți Ceaușescu, o țară atât de bogată, încât în pofida furtului necontenit de 22 de ani încoace, tot au mai rămas foarte multe bunuri, foarte multe, să spunem așa, servicii, încă, repet, încă nevândute, încă neînstrăinate. Trebuie să vă mai spun ceva, că deși alți politicieni au fost la fel de corupți și de nepregătiți ca și politicienii români, mă refer la politicieni din imediata noastră apropiere, vezi cazul Polonia, Cehia, Croația, Ungaria și așa mai departe, cu toate acestea, toate aceste țări sunt încă mult înaintea noastră, fiindcă toate aceste țări sau toți acești politicieni nu și-au permis să fure atât de mult cât au furat politicienii noștri. Când ei, de mâine încolo, o să vă spună permanent că este criză și că nu pot să vă mărească salariile sau pensiile, indiferent că sunt de la PDL sau că sunt de la USL, ei sunt cei care au condus timp de 22 de ani, dumneavoastră trebuie să-i întrebați doar atât, dar de ce polonezul și de ce cehul, ca să dați niște exemple foarte apropiate, de ce ei au salarii și pensii de 10 ori mai mari în cazul Poloniei și al Cehiei? Trebuie să știți că acolo sunt deja pensii de 1000 de euro, sunt salarii de 1000 de euro sau în orice caz mai mici sau mai mari, 800 de euro, 1200 de euro. De ce la noi sunt salarii, repet, sau pensii de 100 de euro și de ce în Polonia sunt salarii sau pensii de 1000 de euro? Atâta trebuie să-i întrebați pe politicienii noștri, care vă spun mereu de 22 de ani că a fost criză și că este criză. Dar spuneam, cu toate acestea, deși, repet, trăim momente dramatice, în sensul că nici măcar eu nu credeam că aceste cifre sunt atât de proaste, atât de nașpa, atât de negative, atât de mari în dreptul coloanelor în care o să vedeți sunt banii dumneavoastră furați. Deci nici măcar eu nu credeam că lucrurile stau atât de rău. Dar, repet, cu toate acestea, mai există un filon, mai există un licăr de speranță. În România, repet, mai există încă această cifră de afaceri de 250 de miliarde de euro, care nu e deloc foarte mică și o să vedeți imediat și de ce. Spuneam, încă se mai poate salva ceva. Am o experiență în trecutul meu de om de afaceri, deci, repet, nu fac referire la trecutul meu de ziarist, ci acum discutăm de trecutul meu de administrator de companie, în care un important om de afaceri care deținea un mare trust de presă în România, un trust de presă administrat de un coleg de-al meu, de un alt ziarist, m-a chemat într-o seară la el acasă să-mi spună dacă pot prelua acel trust de presă și dacă eu credeam că îl pot face profitabil ca un modus operandi, să spunem așa, la o altă, sigur, scară de valori. Acel trust de presă era ca o Românie de astăzi, sigur, cifra de afaceri a acelui trust de presă era mult, mult mai mică decât România noastră. Și am cerut un răgaz de câteva minute să mă uit pe datele contabile pe care el imediat le-a cerut unei contabile, acel investitor român. De fapt, el trăia în Anglia și aici în România avea această afacere, repet, administrată de un coleg de-al meu jurnalist, numai că investitorul nostru, ca orice investitor, vrea profit și nu vrea pierdere. Jurnalistul care condusese până atunci înaintea mea trustul de presă
făcuse un bun trus de presă, numai că acesta mergea în pagubă, în pierdere financiară. După cum știți, în orice domeniu de activitate, dar mai ales în presă, sunt două categorii, să spunem așa, de întreprinderi. Unele, vorbind de întreprinderile bune, întreprinderi bune care merg în pierdere și care riscă să fie închisă de pe o zi pe alta, și întreprinderi bune care merg în câștig și care niciodată nu vor fi închise. Ca să fac o paranteză, din această categorie, dacă puteți să credeți, în România fac parte doar două televiziuni. Deci trebuie să știți că doar două trusturi de presă în România sunt pe profit de la înființare până în prezent. E vorba de trustul de presă al poporului, televiziunea OTV și DDTV și tot ceea ce, sigur, în subsidiar ele dețin, și tot ceea ce înseamnă trustul de presă ProTV. Deci sunt cele două trusturi de presă, sigur, sunt diferențe majore între cele două, în sensul că ProTV câștigă în fiecare an aproximativ 100 de milioane de euro, sau minim 100 de milioane de euro, dacă nu chiar și mai mult, în timp ce trustul nostru de presă câștigă mult, mult mai puțin. Dar spuneam, sunt singurele două trusturi de presă care, după știința mea, chiar dacă mor eu sau chiar dacă moare Adrian Sârbu, cel care administrează ProTV-ul, sunt două trusturi de presă care vor trăi în continuare mult timp, credem, și după moartea noastră. Însă, în România avem și alte televiziuni foarte bune, dar care, dacă mâine patronii lor mor, trec în neființă, televiziunile se închid chiar mâine seară, fiindcă aceste televiziuni sunt alimentate cu bani proprii de acasă, de la familia patronului respectiv, în fiecare zi, în fiecare seară, în fiecare lună, fiindcă ele sunt televiziuni foarte bune, dar care pierd foarte, foarte mulți bani. Deci toate celelalte televiziuni, de la trustul Antena până la trustul Realitatea, toate televiziunile pe care noi să le vedeți au pierderi extraordinar de mari, adică când zic mari, vorbesc de zeci de milioane pe lună sau de milioane, 6 milioane, 8 milioane de euro pe lună, milioane pe care acționarii lor le aduc de acasă sau din alte afaceri, în fine, fiecare cu interesul lui și cu treaba lor. Deci trebuie să știți că sunt și asemenea activități susținute, cum se spune, subvenționate puternic de cineva, și activități care merg pe cale naturală. E important să vă spun acest lucru, fiindcă dumneavoastră trebuie să știți că o televiziune ca Realitatea a pierdut în ultimii 10 ani de activitate peste 100 de milioane de euro, în timp ce o televiziune ca OTV a câștigat poate chiar aceeași sumă în ultimii 10 ani. La fel stau lucrurile în cazul ProTV și Antena 1, în timp ce ProTV a câștigat poate mai mult de 1 miliard de euro de la înființare până în prezent, Antena, trustul Antena a pierdut foarte multe sute de milioane de la înființare până în prezent. Acum, revenind la acea poveste de viață importantă, m-am uitat pe cifrele contabile acelui investitor care mă ruga să preiau compania sa. Cifrele erau, să spunem așa, de genul cifrelor pe care o să vi le prezint în această seară. Compania apărea în faliment, fiindcă, ca să mă duc la cifre reale, fiindcă asta vă interesează, compania cheltuia în fiecare lună în jur de 500 de mii de euro. Mă rog, la vremea respectivă era cu dolari, 500.000 de dolari, și compania încasa undeva la 350.000 de dolari. Încasarea mi s-a părut foarte mare pentru vremea respectivă și o să vedeți de ce dau acest exemplu, și am spus pe loc investitorului englez că pot să-i aduc trustul de presă pe profit chiar în ziua a doua. El evident că s-a mirat, el venea după 10 ani de pierderi majore, pierduse multe milioane de dolari. Familia lui din Anglia îl certa mereu că de ce are pierderea asta extraordinară pentru o țară așa de mică și de nenorocită ca România. În fine, omul era chiar un patriot și vrea să ajute România, să informeze cât mai bine. Spuneam, cifrele erau de așa natură încât mi-am dat seama imediat că s-ar putea intra pe profit dacă, evident, cheltuielile erau administrate mai bine, în sensul, țin minte și acum, că pe coloana de telefoane mobile apăruse telefonia mobilă la vremea respectivă, cheltuielile erau undeva la peste 80.000 de dolari, era o cifră uriașă. Cheltuielile cu benzina erau de peste 100.000 de dolari și așa mai departe. Și mi-am dat seama că numai economisind la aceste două capitole, trustul de presă ar fi putut intra pe profit. Sigur că eu m-am gândit că pot crește și încasările. De la 350.000 de dolari poți ușor să faci încasări de 400.000 de dolari. În toate afacerile este o chestiune de vad. Afacerea merge sau nu merge deloc. Dacă de la început îți merge bine,
simți că poți să ai un trend crescător și poți să tot crești. Dacă totul merge în jos, e clar că afacerea se duce în picat, se duce în bot, se închide la un moment dat. Și mi-am dat seama că din 350.000, fiindcă încasările erau permanent crescătoare, de la 200.000 la 300-350.000 în ultimii ani, ai trus eu de presă respectiv, mi-am dat seama că undeva pot face încasări repede de $400.000 și pot să reduc cheltuielile undeva sub $400.000 repede de tot. Și atunci am acceptat jobul respectiv. Investitorul nu a venit să creadă, a spus, bun, dar ce salariu vrei, domnul Diaconescu, pentru această măreață împlinire? Eu am spus că nu vreau niciun salariu, omul s-a blocat puțin, bine, dar înseamnă că urmărește altceva. Și a spus, nu, e vorba de portofoliul meu profesional, să spunem așa, de cartea mea de vizită ulterioară. Păi nu mă interesează să am o reușită majoră, ca să aduc un trus de presă pe plus. În momentul ăla toată piața va vorbi că Diaconescu face afaceri bune în orice s-ar băga și automat aveam să câștig colateral în alte întreprinderi. Omul să nu s-a lăsat, mi-a spus, nu, dacă nu vrei un salariu, nu avem ce discuta, înseamnă că urmărești altceva, urmărești să pui mâna pe trustul meu de presă, urmărești să pui mâna pe România sau lucruri de alt gen. Și atunci am propus să facem jumătate profitul. Omul iarăși a rămas puțin mască. I-am explicat că profitul va fi din ce în ce mai mare din această cauză, pentru că eu să-mi trag jumătate din profit. Și în cele din urmă am bătut palma în acest sens. Și evident că după o lună sau două, compania chiar a intrat pe profit, fiindcă, repet, era un asemenea potențial. Cam așa stau lucrurile și în cazul afacerii noastre grandioase, denumită România țara mea sau România SA, repet, cum doriți dumneavoastră. Potențialul este unul extraordinar și la întrebarea care presupun că o să vină la noastră, la SMS 1333, eu mă și uit pe banda aceea neagră în timp ce vă vorbesc și încerc să citesc întrebările de la dumneavoastră sau mesajele de la dumneavoastră. Spuneam, m-am băgat în această, să spunem așa, afacere între ghilimele, din mai multe motive, odată din acea volta mea de după arestare, din acea maximă nedreptate care am considerat eu că mi s-a făcut. Pe urmă, desigur, din această, să spunem așa, vanitate profesională, care dacă mi-au reușit toate afacerile de până acum, de ce nu mi-a reușit și asta, în sensul că de ce n-aș aduce România pe plus imediat după ce am reușit să guvernăm? Când zic imediat, nu știu cât va dura, o zi, o lună, un an sau mai mulți, dar fi sigur că după ce aducem totul pe plus și vedem că lucrurile se conservă sau merg pe un trend crescător, chiar aș lăsa și pe alții mult mai buni sau mult mai tineri, fiindcă chiar aș pleca și eu puțin să mă mai plimb și cu iahtul cu care n-am apucat să mă plimb niciodată în jurul lumii sau măcar pe aceea prin jurul României. Când zic asta, adică chiar mi-aș duce și eu puțin să fac vacanțe, să călătoresc și nu neapărat să muncesc, să zicem așa, în folosul comunității. Dar, repet, vreau să vă arăt că se poate, vreau să vă deschid capul cum v-am deschis și cu ratingul la vremea respectivă, cu ratingul, cu măsurătorile de audiență, și atunci vă vorbeam despre share, despre ce înseamnă rating, ce înseamnă punct de audiență, vă prezentam toate acele cifre, aceea, să spunem, vanitate profesională, eu mi-am atins-o, audiența pe care eu am făcut-o în lumea televiziunii nu cred că poate fi întrecută vreodată, fiindcă între timp au apărut foarte multe televiziuni și niciuna dintre ele nu cred că se va ridica vreodată atât de sus cât audiență am putut noi face în seriile respective. Așadar, dacă tot am fost denumit regele audienței, de ce din rege să nu devin și președinte, ca să glumim un pic? Dar acum, vorbind foarte, foarte serios, spuneam, branșa asta noastră a ziariștilor are orgolii maxime, orgolii extreme. Ați văzut, mulți ziariști ne critică pentru faptul că avem acest succes. De când s-a otevizat toată România, mulți jurnaliști spun desigur că așa este normal, ca toată lumea să transmită în mormântări, ca toată lumea să facă acele cazuri, acele investigații, de care acum ați văzut posturile sunt pline. Fac pariu că și în mormântările următoare vor fi transmise de toate televiziunile românești, mai puțin de OTV, ați văzut OTV-ul ca un trendsetter ce este, adică ca cineva ce lansează o modă și este tot timpul copiat, adică cum face omul, face și maimuța, există o vorbă în popor. E bine, OTV-ul tot timpul încearcă să inventeze altceva, să aducă ceva nou în casa dumneavoastră și o să vedeți chiar peste câteva zile o altă revoluție în televiziune. Dar spuneam, una e una, alta e alta. Spuneam că ceea ce se putea demonstra în televiziune am demonstrat în meseria mea, cum se spune, în meseria mea de bază. De asemenea, în ceea ce privește îmbogățirea, în cazul subsemnatului și al apropiaților săi, nu mai poate fi vorba, adică nu mai putem să ne îmbogățim și a doua oară, fiindcă mulți am înțeles că ne suspectați că vrem să conducem țara
țara, vrem să preluăm România pentru a ne îmbogăți. E bine să știți că nu poți să te îmbogățești de două ori. Dacă te-ai îmbogățit odată, cred că e suficient. Sigur că alții spun că, indiferent câți bani ai avea, vrei bani și mai mulți și mai mulți și mai mulți. Nu știu la ce mi-ar trebui bani și mai mulți și mai mulți și mai mulți. Avem deja, cred că, cel mai mare sediu de televiziune din România. Avem toate celelalte bunuri de care presa a tot vorbit și procurorii, și pe care procurorii le-au anchetat. Nu știu ce mi-aș putea cumpăra în plus. Am deja costum de haine sau mai multe costume de haine. Am deja cravate, ceas nu port la mână. Am deja mașini, am acele avioane, elicoptere, iachturi și așa mai departe, ce aș mai putea cumpăra. Deci de asta nu sunt interesat deloc de acest aspect, dar sunt interesat să se spună după aceea, după ce vom reuși, că da, într-adevăr, Diaconescu a avut dreptate sau nici măcar atât și să se copieze acest model al meu, așa cum s-a otevizat toată România. Ați văzut, nimeni n-a zis mersi pentru asta, nimeni n-a zis mulțumesc pentru cazurile pe care le-am început și acum celelalte televiziunile continuă, dar pentru noi este o satisfacție enormă că înseamnă că am fost buni și că am avut dreptate. Când eu vorbeam despre faptul că în România o să apară 100 de televiziuni și că toate vor avea, evident, o medie de 1%, că asta e 100%, împărțit la 100 fac 1, toți au spus Diaconescu nu are dreptate. Când v-am spus că toate televiziunile o să fie ca OTV-ul, cred că această declarație are 7-8 ani de zile, vechime, nimeni nu m-a crezut. Butonați acum de la stânga la dreapta cu telecomanda dumneavoastră de acasă și o să vedeți că toate televiziunile sunt ca OTV-ul. Când am scris foarte multe lucruri pe ecran și sus și jos, toată lumea a spus că nu e în regulă, că așa ceva nu se poate și eu v-am spus că toate televiziunile o să arate așa, fiindcă asta este trendul mondial și că așa este normal. Iar acum când eu vă spun că trebuie să învățăm de la Brazilia, Rusia, India, China și Republica Sud-Africană, Albania, Georgia, dacă vreți, țări emergente și ele, credeți-mă că știu ce spun și peste 10 ani toți o să-mi dați dreptate și o să-mi spuneți ce proști am fost că 22 de ani am copiat modelul nepotrivit. Dar mai mult decât atât, trebuie să vedeți cifrele. În cazul în care nu mă credeți pe mine, trebuie să-i credeți pe băieții aceștia din cu ochii albaștri din serviciile secrete. În serviciile secrete românești au rămas, din fericire, o parte importantă, nu știu dacă jumătate sau mai mulți tineri sau oameni cu vârste medii extraordinari, oameni care țin cu țara, cum se zice în popor, oameni care au ținut să-mi trimită și mie aceste cifre. Sunt sigur că aceste cifre le au și alți lideri importanți ai României, sau dacă nu le au, o să le afle în această seară. O să vă mai povestesc înainte de a trece exact la treabă, că ultima mea ceartă ca ziarist cu actualii oameni politici a fost imediat după ce dumneavoastră vi s-au tăiat salariile la bugetar cu 25%, erați amenințați cu tăierea pensiilor. Chiar în acea după-amiază mă uitam și eu la transmisiunea noastră directă și aflam cu stupoare cum se pot tăia salariile și pensiile într-o țară fără ca nimeni să întrebe pe nimeni, fără ca nimeni să se consulte cu nimeni, fără să se facă vreun referendum, vreun simpozion, fără să se consulte măcar un specialist bancar român sau internațional, fără să se consulte vreun om de afaceri. E bine, atunci, ca ziarist, mi-am permis să dau niște telefoane unor politicieni, fiindcă știam cât de cât niște cifre care se învârt în această țară, știam foarte bine ce potențial are România. Repet, ca investitor, eu m-am lovit de foarte multe lucruri în ultimii 20 de ani. Nu uitați că mi s-a închis postul, adică mi s-a închis afacerea. Dacă dumneavoastră ați avea o fabrică de conserve sau de încălțăminte și ar veni la un dat un dictator și v-ar închide-o, cum a făcut atunci regimul PSD, și ar trebui să redeschideți afacerea, credeți-mă, v-ați lovit de foarte multe lucruri. Ar trebui să mergeți prin străinătate, să vă văietați, să vă angajați avocați internaționale, avocați din România. Ar trebui să vorbiți cu politicieni foarte mari, foarte influenți din lumea asta și acești politicieni să vă povestească cum stau lucrurile în România. Când v-ați duce să vă cumpărați ceva, cum am dus eu să-mi cumpăr celebrul iaht, cei de acolo mi-au povestit cât de cretini sunt politicienii din România, apropo de taxe. Când m-am dus în alte țări în vizite, să zicem așa, semi-oficiale și oamenii de acolo mi-au spus, domne, dar nu poți să vii dumneata în România sau dumneata altul ca să cumpărați, de exemplu, gaz de la noi. Păi zic, de ce? Păi gazul de la noi este de 4 ori mai ieftin decât gazul pe care îl cumpărați voi. Și zic, nu pot să cred, arată-mi hârtii. Și omul mi-a arătat hârtii, deci nici măcar eu nu credeam, dar aminte dumneavoastră, care sunt sigur că n-aveți cum să știți aceste lucruri, fiindcă n-aveați cum să trăiți prin, sau să treceți prin tot ceea ce am trecut eu. Vedeți că mi-a albit părul de la o vârstă fragedă. Spuneam așadar, când am constatat că cumpărăm gaz de 5 ori mai ieftin decât am putea să cumpărăm, când am văzut că facem un kilometru de autostradă de 30 de ori mai scump decât ar putea să facă alții, când am văzut că un tip exact ca mine,
mine, cam de aceeași vârstă, a preluat puterea în Republica Muntenegru și într-un an de zile i-a convins, o să vă arăt imediat povestea PIB-ului, i-a convins pe parlamentarii săi, mă rog, acolo premierul are puterea, să aloce 40% din PIB pentru construcția unei autostrăzi, fiindcă acea țară, cred că am mai dat acest exemplu, dar e important să vi-l spun în acest context. Acea țară, Republica Muntenegru, era frumoasă ca a noastră, dar n-avea o autostradă. În nordul Republicii se termina autostrada croaților, sunt vecinii lor de la nord. Croația, și din cauza acelei autostrăzi, în Croația turismul evolua extraordinar de tare, turiștii nu mai aveau loc în hotelurile din Croația și toți ar fi vrut să treacă în sud, în Muntenegru, o țară la fel de frumoasă ca și Croația, de 10 ori mai ieftină, cu hoteluri la fel de frumoase, dar vai, nu avea drum. Mai țineți minte, am avut politicieni români, care și pentru aceste declarații ar trebui arestați, care spuneau acum 20 de ani că nu avem nevoie de autostrăzi în România, că nu are cine să circule pe ele. E bine, Republica Muntenegru a trebuit să vină un tip de, acum are 40 și ceva de ani, avea 38 de ani, un tip care a spus că dacă facem autostrada cu care să ne legăm de Croația și care să o ducem în sud până în Albania, vom da lovitura. Toți au spus, ești nebun, ce dacă ai învățat în străinătate, cu toate facultățile tale, cu toate afacerile pe care el le derula, era un important om de afaceri, un bogat om de afaceri. Omul până la urmă i-a convins pe parlamentarii săi și aceștia au aprobat ca 40% din PIB într-un an să fie alocat unei autostrăzi de la nord la sudul țării, o autostradă care să rezolve întreaga sau mare parte din problemele Republicii Muntenegru. Evident că în acel an învățământul din Muntenegru, sănătatea din Muntenegru și toate celelalte domenii au avut mult de suferit, dar trebuie să faci totuși un sacrificiu dacă urmărești ceva. Degeaba aloci la toate domeniile de activitate, cum se întâmplă la noi, sume oricum foarte mici și în niciun domeniu nu se întâmplă nimic, mai bine aloci totul sau aproape totul într-un domeniu și simți că s-a întâmplat ceva. Trebuie să știți că omul a căutat un constructor, i s-a aprobat acest buget undeva în luna februarie, a venit în România, fiindcă este foarte apropiat de România, de noi, de toți cei de aici, a contactat constructorul care vrea să construiască autostrada București-Brașov. Constructorul de la autostrada București-Brașov tocmai s-a destăinuit cu mi se cer foarte mult șpăgi în avans în România. Trebuie să știți că în România nu există doar șpagă clasică de 10 sau 40%, ci șpaga a atins o nouă etapă. Am putea spune un apogeu al șpăgii planetare, în sensul că banii se cer în avans. Constructorul de autostradă București-Brașov nu primise banii pentru autostradă, dar trebuia să dea șpaga în avans la guvernul României. Vorbind cu premierul Republicii Muntenegru, acesta explicându-i că el are banii deja și că nu vrea niciun fel de șpagă, fiindcă el este deja bogat, nu se poate îmbogăți nici el de două ori acolo în Republica Muntenegru. Imediat constructorul s-a mutat, dar știți ce, a imediat, până la sfârșitul săptămânii, constructorul s-a mutat cu utilaje și cu oameni în Muntenegru. Tot ce vă povestesc eu este de acum istorie, are 2 ani, această poveste reală de viață. Constructorul a primit banii de la guvernul din Muntenegru, autostrada s-a încheiat și Republica Muntenegru a avut o creștere fenomenală, o creștere record pentru o țară europeană, pentru o țară emergentă.